Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Discutăm astăzi despre pachetul de legi cu privire la reformarea Comisiei Naționale de Integritate și a sistemului de declarare a averilor și intereselor de către persoanele care dețin funcții publice. Invitată ediției de astăzi este Ianina Spinei, expert Transparency International Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bine v-am găsit! Pentru început, doamnă Spinei, vreau să vă întreb, de ce s-a reușit tocmai acum a aproba acest pachet de legi? Cum se explică? Pentru a vedea de ce s-a reușit acum acest pachet de legi să fie adoptat în Parlament, trebuie să facem o mică retrospectivă. Vă rog. Să ne aducem aminte că asupra acestui pachet de legi s-a lucrat mai mult de un an, un grup interministerial în care au fost incluși reprezentanți ai societății civile, inclusiv ai Transparency International. Și acest proiect de pachete de legi a trebuit să fie aprobat în guvern încă în vara anului trecut. Atunci, el a fost blocat, știm că a fost blocat de către reprezentanții Partidului Democrat, din considerente că există foarte multe riscuri de influență politică asupra inspectorilor de integritate. Cel puțin se invoca una din aceste cauze. Ulterior, în anul trecut, la finirea anului, și apoi la, deci a fost acest proiect de legi, deci cu multă insistență, inclusiv a societății civile, a fost aprobat în guvernul Filip, deja la începutul acestui an, după inaugurarea noului guvern. Și iată, acum vedem că într-un ritm foarte alert proiectul a fost adoptat în ultima lectură. Cumva este o neconcordanță între acel blocaj în anul trecut și această rapiditate de adoptare. Există o explicație, în opinia mea, cel puțin această adoptare este făcută grație insistenței donatorilor străini și dorinței de a arăta că pe palierul anticorupție, modificarea legislației se lucrează. Bineînțeles că există presiunea, există dorința de a obține asistența din partea Guvernului României și aprecierea din partea donatorilor. Spuneți-ne, vă rog, care au fost punctele slabe ale legii? Eu aș vorbi un pic mai altfel. Deci, ca și cetățenii să înțeleagă ce a fost prost în funcționarea de până la adoptarea acestei legi și ce se așteaptă bun atunci când această lege va începe să lucreze. Mai multe organizații neguvernamentale, inclusiv Transparency International, a analizat activitatea autorităților anticorupție. Noi, de pildă, în diferite cercetări, monitorizând politica conflictului de interese în diferite autorități publice și chiar axându-ne în cercetarea Sistemului Național de Integritate, am găsit mai multe momente slabe în acest domeniu. Dacă e să vorbim despre Comisia Națională de Integritate, una din principalele probleme, metehne ale ei, este influența politică asupra membrilor acesteia, anume din cauză că erau 5 membri, era un organ colectiv, el repeta algoritmul de atunci în Parlament, 3 din partea majorității parlamentare, 1 opoziție și 1 din partea societății civile. Practica arăta că erau multe diferende între membrii comisiei, neînțelegeri, se luau decizii diferite în cazuri similare, ni se spunea uneori chiar și membrii comisiei dădeau consultații unor persoane deci care încălcau sau care se presupunea că încălca legislația, cum trebuie să se comporte. Deci momente care confirmau o dată în plus că există influență, există presiune politică asupra acestei entități. Deci prima slăbiciune e asta. Alte momente negative țineau de faptul că Comisia nu avea suficiente instrumente, pârghii, nu era agent constatator, cel puțin atunci când era vorba de constatarea conflictelor de interese, asta o făcea CNA-ul, lua foarte mult timp. Termenul de prescripție, de pildă, chiar și la constatarea acelor conflicte de interese, era de 3
luni, un termen foarte mic, foarte scurt și deseori nu se putea sancționa persoanele atunci când se constata existența conflictului de interese, anume din considerentul că termenul de prescripție, da, se epuiza foarte repede. Bineînțeles că erau și multe alte probleme. Una dintre ele este insuficiența resurselor și financiare și de personal, tehnice, tehnologice ale Comisiei Naționale de Integritate. În general, Comisia, când a fost creată în baza legii din decembrie 2011, aproape un an de zile, trebuia să angajeze specialiști, să găsească spațiu. Deci erau foarte multe probleme de genul ăsta. Erau și aspecte de așa gen ca lipsa răspunderii în cadrul legal pentru luarea deciziilor în situații de conflicte de interese, faptul că nu toți subiecții, deci unii subiecți nu căreau sub incidența aceste legi, cum ar fi consilierii locali, dar știm în realitate că foarte des se iau decizii în consiliile locale în situații de conflicte de interese. Deci erau mai multe aspecte negative care țineau și de cadrul legal și de insuficiența mijloacelor, resurselor financiare, de personal și așa mai departe. Și bineînțeles că această stare de lucru trebuia să fie schimbată. Și după cum v-am spus, s-a lucrat asupra elaborării acestui pachet de legi, s-a lucrat nu numai cu participarea societății civile, dar și au fost antrenați în acest proces și experți străini care au avizat proiectele de lege. Mai mult decât atât, în procesul de elaborare a proiectului de lege au participat și experții din România care au făcut un mentoring pentru ca să putem prelua practicile și experiențele pozitive ale României la acest capitol. Doamna Spinei, apare o întrebare firească. Odată cu aprobarea acestui pachet de legi, va fi diminuat controlul politic asupra CNI-ului? De fapt, niciodată nu putem spune că influența politică poate fi lichidată complet, înlăturată, dar însăși prin faptul cum a fost concepută ideea numirii conducătorilor entității, atribuțiile conducătorilor acestei entități, dar și inspectorilor de integritate, crearea unui consiliu de integritate, deci toate aceste momente au fost prevăzute pentru a diminua influența politicului. Dar dacă se deschidem parantezele, deci dacă înainte membrii Comisiei Naționale de Integritate erau numiți de către Parlament, acum președintele și vicepreședintele, adică conducerea instituției care vor avea funcții administrative, vor fi numiți de președintele Republicii Moldova. Procedura de numire va fi bazată pe un concurs care va fi organizat și efectuat de către Consiliul de Integritate, iar candidatura care va susține cu brio acest concurs va fi înaintată președintelui țării. Să mai spunem câteva cuvinte în plus despre Consiliul de Integritate. Deci este un organ creat pe lângă Centrul Național de Integritate, care va include 7 membri care vor reprezenta Parlamentul, Comisia Juridică, Numiri și Imunități, Guvernul, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Consiliul Autorităților Publice Locale, dar vor fi și reprezentanți ai societății civile. Inițial în proiect era prevăzut să fie și un reprezentant al jurnaliștilor, din păcate, pe ultima sută de metri, acest candidat din partea jurnaliștilor a fost exclus. Domnule Spinei, spuneați ceva mai devreme despre blocarea lui în guvern, mă refer la acest pachet de legi. Vreau să vă întreb, odată cu aprobarea acestui pachet de legi, lucrurile ar însemna că revin în albea lui firească, ceea ce trebuia să se întâmple cu un pic mai devreme, sau revin la ideea enunțată de dumneavoastră, presiunile sub plan extern și finanțarea pe care urmează să o primim a fost factorii decisivi? Pentru că și dumneavoastră, ca și instituție, dacă nu mă înșeală memoria, în mod repetat ați venit cu anumite propuneri în vederea modificării legii. De fapt, acest pachet de legi este o
foarte importantă realizarea prevederilor planului de acțiune a acordului de asociere Republica Moldova Uniunii Europeană, deci noi știam constant că există o sarcină pe care trebuie să o realizăm și o vom realiza neapărat. Exista nedorință, tergiversare, blocaj și exista presiune din partea donatorilor străine. Ceea ce vreau să spun acum e că societatea civilă care a participat și a susținut acest pachet de lege înțelege foarte bine că anume într-o societate democrată, într-o societate bazată pe stat de drept, aceste legi pot aduce schimbări în Republica Moldova. Dacă noi ne mișcăm înainte spre autocrație, dacă avem în continuare un stat capturat, un stat care nu este bazat pe supremația legii, în care statul de drept, deci nu este piatra de temelie, mă tem că aceste legi pot fi mai repede utilizate ca un instrument, ca o bâtă pentru a nimici persoanele nedorite, incomode, neconfortabile sau oponenții politici. Rămânând în albia ceea ce spuneți dumneavoastră, acest pachet de legi poate funcționa eficient în Republica Moldova sau există anumite impedimente? La moment sunt foarte multe riscuri că deci eu vreau în general să văd că el va începe să fie implementat, dar există riscuri că în situația unui stat nedemocratic, legea să nu funcționeze așa cum trebuie. Noi vedem că în România pe acest segment se lucrează foarte intens și se lucrează bine. De aceea că există și voință politică, de aceea că țara este în Uniunea Europeană, care are foarte multe angajamente, că este monitorizată, este foarte activă societatea civilă. În acest sens, legea este lege. O întrebare tranșantă pentru emisiunea noastră. În emisiunea dumneavoastră, cine e eu până la ora actuală și a demonstrat eficiența în societatea noastră? În formula în care a fost, ce trebuia să întreprindă pentru ca cu adevărat lucrurile să fie așa? Pentru că chiar pe site-ul CNI-ului găseam un interviu cu domnul Donciu care spunea că principala problemă este dependența de politic. Dânsul recunoștea acest lucru. Eu nu sunt apărătura al CNI-ului. Noi o bună perioadă de timp am monitorizat activitatea acestei entități. Am văzut atât ascensiuni cât și, vă spun, momente foarte problematice pe care le-am relatat în cercetările noastre. Înainte de a fi creată această entitate, stăteam la gânduri de ar trebui să fie creată sau nu, sau o altă careva autoritate publică ar putea îndeplini aceste atribuții, dar din moment că a fost creat CNI-ul, au fost încadrate persoane care au lucrat și au căpătat experiență pe parcursul mai multor ani, în opinia noastră este că anume această entitate ar trebui să lucreze mai departe, să fie reformată. Să fie reformată în virtutea legii cu privire la Centrul Național de Integritate. Erau foarte multe discuții referitoare la o eventuală unire, contopire a unor entități precum CNA-CNI. În opinia Transparency International Moldova nu este o varianta corectă, optimă. Deoarece vă spun care și e un argument căci a da foarte multe atribuții unei entități anticorupție este destul de riscant. De aceea e ok să mergem pe calea care este astăzi, să-i dăm un dever de reformării Comisiei Naționale de Integritate în Centrul Național de Integritate, cu un Consiliu Civil care va veghea ca influența politicului să fie diminuată. Și, bineînțeles, societatea civilă să dea dovadă de mai mult presiune, activism, sesizând despre abaterile legislației în domeniul acestei. Doamna Spinei, atunci când vorbim de niște lucruri foarte sensibile, cum este cazul nostru, obișnuim să vedem ce se întâmplă și dincolo de gardul nostru, zis așa metaforic. Care este starea de lucruri la vecini? Păi ziceam adinauri că pachetul de legi care a fost elaborat, a avut ca scop să aducă practici pozitive ale altor țări și ne-am condus în primul rând de experiența României. Inclusiv acel mecanism de confiscare
civilă, care a fost introdus în legea cu privire la declararea averilor și intereselor personale, el este preluat din experiența vecinului nostru de peste Prut. Spuneți-ne, vă rog, haideți să ne oprim un pic la modul în care a fost votat acest pachet de legi. Mă refer la aceste cartonașe roșii. Care a fost ideea până la urmă acestei modalități de a vota? Știu că mai întâi, dacă nu mă înșel memoria, a fost utilizată de ambasador, în diplomație. E așa sau nu? Da, bineînțeles. Ambasadorii statelor europene le-au arătat guvernanților noștri un cartonaș roșu. Ceea ce înseamnă un cartonaș roșu pe câmpul de fotbal, înseamnă excluderea că este excluderea de pe terenul de joc. Luptei anticorupție. Deci a fost ceva foarte și foarte evident. Deci o atitudine foarte și foarte evidentă. Societatea civilă a susținut această idee a diplomaților europeni. Foarte multe organizații neguvernamentale au susținut ideea, au arătat cartonașe roșii guvernanților. Ceea ce au arătat domniile lor în Parlament, mie mi pare un act de ipocrizie. Nu știu, Parlamentul se transformă uneori în circ și e un lucru foarte neplăcut pentru toată societatea. Spuneți-ne, vă rog, cine vor fi noi inspectori de integritate? Ce putere vor avea ei? Pentru că se tot discută la acest capitol. Telespectatorii sunt foarte interesați de acest segment. Dacă îmi permiteți, țineți minte, noi am început despre faptul ce este rău și da, vă rog. Că s-au dorit reforme. Deci, ce s-a dorit de a schimba în starea de lucru existentă până la adoptarea acestui pachet de legi? S-a dorit de a face Comisia Națională, Centrul Național de Integritate, un organ, o entitate care să nu fie presată atât de tare de politic. Deci s-a introdus un nou mecanism de numire în funcție a președintelui și vicepreședintelui acestui centru. S-a dorit ca să fie introdusă procedura de confiscare civilă și sper să mai vorbim despre ea ca să înțeleagă și publicul ce înseamnă confiscare civilă. S-a dorit ca Centrul Național de Integritate să aibă mai multe pârghii, instrumente de lucru, inclusiv s-a prevăzut ca această entitate să poate fi ca agent constatator în cazul conflictelor, cel puțin conflictelor de interese. S-a extins termenul de prescripție, dacă țineți minte, spuneam că este foarte scurt, s-a extins până la 6 luni. Eu presupun că și 6 luni este puțin, dar să vedem cum vor evalua evenimentele. Bineînțeles că s-a dorit de a schimba și de a modifica și lista subiecțiilor care cad sub incidența acestei legi, introducând consilierii locali, dar și alți subiecți. S-a dorit un moment foarte important de a introduce declararea online a declarațiilor, adică declararea electronică a declarațiilor, ce va putea să faciliteze foarte mult activitatea Centrului Național de Integritate. Cel puțin acestea sunt momentele cele mai importante, momentele cheie. Bineînțeles că s-a insistat și asupra modificării mai bine zis completării codului penal cu sancțiuni care țin de încălcarea legislației în domeniu și anume introducerea sancțiunilor pentru falsul în declarații de avere și interese, deoarece până acum era doar fals în declarații și era foarte greu de atras la răspundere persoanele care completau eronat sau denaturau datele din declarațiile de venituri și proprietate, precum și introducerea răspunderii pentru luarea deciziilor în situații de conflict de interese, ceea ce nu a fost până acum. Deci sunt momentele cheie prevăzute în pachetul nou de legi care a intrat recent în vigoare.
Doamna Spinei, spuneați ceva mai devreme despre conducerea CNI-ului și modul în care va fi numit, era vorba de președintele țării. Apare întrebarea mea firească, cum va fi numit de fapt conducerea CNI-ului? Nu se va întâmpla ca președintele țării, ipotetic vorbind, aparținând unui anumit partid politic, va avea interesul ferm ca să-și delegheze acolo persoane controlabile până la urmă? Întotdeauna există riscuri, dar, după cum v-am spus, procedura de numire va fi precedată de un concurs. Un concurs organizat de Consiliul de Integritate, care este o entitate creată pe lângă Centrul Național de Integritate. Și v-am spus că va fi creat acest Consiliu din reprezentanți ai mai multor autorități publice, dar și din reprezentanții societății civile. Bineînțeles că se dorește ca societatea civilă să fie acea care va barata pentru corectitudine și transparență pe numirea unor persoane care merită să fie promovate la asemenea funcții. Dar este foarte important ca informațiile despre candidații la funcția de președinte și vicepreședinte să fie făcută publică. Deci concursul trebuie să fie cu maximă transparență. Asta este unul la mână și la doilea moment nu trebuie să uităm că funcția de președinte și vicepreședinte al Centrului Național de Integritate sunt funcții administrative. Dumnealor nu vor putea să se implice în activitatea pe care o fac inspectorii de integritate. Verificările pe care le vor face inspectorii. Spuneți-ne, vă rog, rămânând în albea societății civile, pe de altă parte aș zice colegilor noștri de breaslă, la mass media, care ar trebui să fie? Până la urmă, spuneați ceva mai devreme, s-a tot mers pe ideea ca și un reprezentant a instituțiilor mediatice să fie acolo. Totuși, până la urmă, ce s-a decis? De ce nu a mers lucrul ăsta? Eu nu știu care a fost motivul. Motivul. Presupun doar că nu se dorește ca reprezentantul media să fie în acest consiliu. Mass media, jurnaliștii au dat întotdeauna dovadă de curaj, au fost întotdeauna combativi și vreau să spun că o bună parte din acele investigații care au fost pornite de către Comisia Națională de Integritate s-au datorat anume acelor articole de investigație jurnalistice sau acelor sesizări din partea mass media. Deci, eu sper că mass media va rămâne și în continuare foarte combativ în acest sens, chiar dacă, din păcate, nu va face parte din Consiliul de Integritate un reprezentant al lui. Dar rămâne oricum reprezentanții societății civile. Reprezentanții societății civile, da. Reprezentanții societății civile, organizații cu profil juridic, de apărarea drepturilor omului și așa mai departe. Doamna Spinei, haideți, vă rog, să deschidem un pic parantezele la capitolul informațiile publice. Aceste informații pe care le deține CNI-ul ar trebui să fie publice, ar fi trebuit să fie pe o platformă, fiecare dintre noi, cetățenii Republicii Moldova, avem acces la informațiile lor? Sau lucrurile stau un pic mai delicat și nu trebuie să fim atât de tranșanți? Orice autoritate publică, atât centrală cât și locală, trebuie să activeze în condiții de maximă transparență. Există și acte legislative, normative, care reglementează transparența, implicit legea privind transparența decizională, spre exemplu. Există și cerințe care se referă la conținutul paginilor web. CNI-ul a progresat mult, adică Comisia Națională de Integritate a făcut un salt în ceea ce privește transparența activității, dar cu toate acestea există foarte multe probleme, mai ales atunci când vorbim de acele declarații de venituri și proprietate sau declarații de interese personale care trebuiau să se regăsească pe pagina web, anume în termeni optimi să fie găsit de reprezentanții mass media, societății civile. Din păcate au fost multe probleme pe acest segment, așa numita, pardon, fiindcă nu e bază de date, dar e o, să zicem așa, un complex de declarații
care sunt scanate, nu putem numi bază de date, deci atunci când vorbeam despre introducerea declarării online, asta va permite crearea unei baze de date digitalizate și ceea ce e foarte important, vor lucra cu această bază digitalizată așa cum așteptăm noi, nu doar inspectorii de integritate, dar și utilizatorii externi de informații, mass media, societatea civilă. Informația asta poate fi prelucrată foarte repede, utilizată, făcute diferite sisteme de căutare, selectată, comasată, procesată. Deci ne va oferi o posibilitate să utilizăm această informație așa cum o dorim. Totodată, bineînțeles că transparența declarațiilor va rămâne un moment foarte important în noua legislație, deci aceste declarații oricum vor trebui să fie plasate pe pagina web a centrului deja național de integritate. Dacă fac o paralelă cu vecinii noștri de peste Prut, cu România, găsim declarațiile atât pe pagina web a Agenției Naționale de Integritate a României, cât și putem găsi declarații de avere și de interese în orice autoritate publică, atât centrală cât și locală, în orice primărie, într-o comună depărtată a României, putem găsi declarațiile atât a conducerii cât și a funcționarilor care lucrează acolo. Merită să avem temeri raportate la verticalitatea acestor inspectori de integritate? Întrebare dificilă. Bineînțeles că e o întrebare dificilă. Niciodată nu o să fie exclus un asemenea risc. Dar este ce este. Inspectorii de integritate vor fi persoane care vor fi selectate în bază de concurs. Este un lucru foarte important. Să sperăm că concursul va permite de a alege pe cei mai meritoși la aceste funcții. Totodată, în cazul în care acești inspectori de integritate nu vor da dovadă de integritate, de responsabilitate, atunci evident că persoanele care vor afla, care vor ști despre asemenea lucruri, vor putea să sesizeze această entitate, Centrul Național de Integritate, în eventualitatea tragerii la răspundere a unor asemenea persoane. Care este sectorul în care vor putea activa acești inspectori? Adică ce vor face acești inspectori? Acești inspectori vor verifica averile și interesele personale ale funcționarilor, demnitarilor, adică ale subiecților care cad sub incidența legii cu privire la declararea averilor și intereselor personale. Ei vor verifica dacă aceste declarații sunt depuse la timp, dacă nu se încalcă prevederile privind declararea conflictelor de interese, vor putea soluționa situații de conflicte de interese, deci area lor de activitate este destul de largă. Vorbeam cu dumneavoastră despre un moment foarte important, să nu uităm, să spunem despre confiscarea civilă, deci ca cu titlul de noutate în legea cu privire la declararea averilor și intereselor personale, se introduce noțiunea și conceptul de confiscare civilă. Ce presupune confiscarea civilă? Există noțiune de confiscare penală, noțiune de confiscare civilă. Să presupunem că un inspector de integritate a verificat averea și interesele unui funcționar sau demnitar și a constatat că între averea dobândită și veniturile primite de către demnitar și familia lui într-o anumită perioadă de timp, deci diferența dintre ele este una vădită și nu poate să fie justificată. În asemenea caz, când subiectul care se presupune că a obținut o avere nejustificată, acest subiect va trebui să dovedească, să justifice această avere, legalitatea obținerii averii. În caz contrar, dacă această diferență vădită, majoră, nu va putea să fie dovedită, atunci va fi un temei pentru ca să fie inițiată procedura de confiscare civilă. Spuneți-ne, vă rog, cum se procedează atunci când avem o bănuială rezonabilă? Raportată la unul din politicieni. Câte bănuieli rezonabile am avut până acum
Și au fost foarte multe bănuieli rezonabile și în mod firesc, atunci când există o asemenea bănuială, trebuie să fie sesizată entitatea respectivă. Vreau să spun că au fost foarte, foarte multe sesizări ale Comisiei Naționale de Integritate de altă dată, când s-a luat atitudine, dar au fost multe cazuri când nu s-a luat atitudine. Spre exemplu, când a fost sesizată comisia despre eventualele averi care se află după hotare ale unor deputați în Parlament, era vorba de reprezentanții Partidului Liberal, domnul Ghimpu, Corina Fusu și așa mai departe, era o listă de deputați, sau apoi în cazul averilor care sunt deținute de domnul Plahotniuc, pe atunci deputat în Parlament, nu s-a mers, nu s-a dorit de a începe o investigație. În cazul altor demnitari sau funcționari, s-a mers. Și deci noi încă o dată constatăm că într-adevăr a fost o influență politică asupra comisiei de altă dată. Deci, oricum, în noile condiții și societatea civilă și mass media vor continua să preseze, să bombardeze noua entitate despre toate eventuale cazuri de încălcare a legislației și despre eventualele averi nejustificate și despre nedeclararea conflictelor de interese, adică luarea deciziilor în situații de conflicte de interese, despre încălcarea regimului de incompatibilități atunci când persoanele cu funcții de demnitate sau funcționarii ocupă în același timp două sau mai multe funcții, ceea ce se interzice, deci în cazul în care aceasta se interzice prin lege. Spuneți-mi, vă rog, cunoașteți cazuri în care a existat penalizări? Aici mai repede ar trebui să vă răspundă reprezentanții Comisiei Naționale de Integritate. Știu că într-o perioadă foarte lungă de timp referitor la conflictele de interese, deci au fost constatate suficiente, dar au fost constatate multiple cazuri de conflicte de interese, însă persoanele așa și nu au fost atrase la răspundere, inclusiv din cauza că termenul de prescripție a fost prea scurt. Doamna Spinei, toate declarațiile ar trebui să fie verificate? Nu, nu poate fi vorba de verificarea tuturor declarațiilor. Nu se face o verificare. Deci, dar nici nu ar fi, n-are niciun sens să verifici toate declarațiile. Declarația se face în mod selectiv. Bineînțeles că societatea civilă întotdeauna spune că vă rog frumos declarații pe cei mai importanți demnitari care sunt la noi, judecătorii, procurorii, deputații. Bineînțeles că acestea sunt, ar trebui să fie grupurile țintă ale Centrul Național de Integritate. Odată cu introducerea online declarării, cu crearea unei baze de date digitalizate, va fi mult mai facil de verificat averile și interesele personale ale subiecților care cad sub incidența acestei legi. Încă un moment foarte important despre care noi nu am vorbit, de fapt care putea să fie valorificat de către fosta Comisie Națională de Integritate, deci era verificarea acelor averi potențiale averi după hotare. Din păcate, în opinia noastră, Comisia Națională de Integritate nu a fost destul de insistentă și nu a făcut tot ce intra în posibilitățile ei pentru a încheia acorduri bilaterale cu entitățile omologe de după hotare pentru a avea posibilitatea să verifice averii de după hotare. Legale. Dacă se dorea mult, se făcea. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre această instituție, cu diferite ocazii, domnul președinte al ei, domnul Dăncilă, spunea că nu există nici personal suficient pentru a face fața acestui volum de lucru. Este așa și dacă revin la ideile enunțate de dumneavoastră, declarațiile acestea online ar asigura și o accesibilitate mult mai rapidă și o eficiență a lucrurilor acestor angajați. Aveți perfectă dreptate. Atunci când am evaluat activitatea Comisiei Naționale de Integritate, acum 2 ani de zile, am constatat că momentul slab al acestei comisii este insuficiența resurselor financiare, deoarece trebuie să fie stabilitate în funcție, trebuie să fie motivație suficientă, trebuie să fie suficient personal, trebuie să fie condiții bune de activitate, elementar arhivă pentru
documente, trebuie să existe o bază de date digitalizată care să faciliteze activitatea angajaților. Din păcate, o perioadă foarte îndelungată de timp nu a fost rezolvată această chestiune, chiar până la momentul adoptării de lege. Acestui pachet de lege, chestiunea nu s-a prea schimbat. A fost chiar și o perioadă de timp când Comisia avea când Comisia avea doar un singur jurist și atunci acest jurist trebuia să reprezinte Comisia în instanță, cu un singur jurist nu faci foarte mult lucru, deci este destul de dificil. Trebuia să fie majorată și majorat și numărul angajaților, evident și în direcția juridică a acestei entități. Spuneți-ne, vă rog, ce prevede legea sau acest pachet de legi la capitolul penalizării a persoanelor care nu se încadrează în limitele acestea pe final de emisiune? Ne bineînțeles că la acest capitol s-a făcut un efort pentru a spori responsabilitatea în primul rând a persoanelor care încalcă prevederile ce țin de declararea averilor și intereselor personale, adică sunt penalizări pentru nedepunerea declarațiilor de avere și interese personale. Există penalități pentru luarea deciziilor în situații de conflicte de interese. V-am spus deja că s-a introdus în codul penal pedeapsa pentru falsul în declarațiile de avere și interese personale. Deci pe acest aspect s-a mers mult mai departe și s-a consolidat și partea ce ține de răspundere. Ce ne puteți spune la capitolul lărcire de fapt a acestor persoane sau a listei care vor fi supuse cercetării? Aici țin nemijlocit să vă întreb, deseori în societate se vehiculează și probabil pe bună dreptate că atunci când vorbim despre averi agonisite fără a putea justifica originea lor, ele sunt scrise pe părinți, bunici, nu știu mai ce, se va lărgi și cercul de persoane care vor fi supuse cercetării? În declarațiile de avere și integritate, persoanele sau declaranții vor declara propria sa avere și a membrilor familiei sale. Asta e. Bineînțeles că și până acum Comisia Națională de Integritate să fi dorit, putea să insiste asupra verificării în cazul existenței unor întrebări referitor la averea rudelor putea să sesizeze sau să anunțe Inspectoratul Fiscal în eventualitatea verificării acestor persoane și dacă s-ar fi dorit și dacă Comisia Națională de Integritate ar fi fost insistentă sau mai insistentă în acest sens, cred că ar putea fi obținute anumite rezultate. Cum colaborează CNI cu alte organe de abilitate și dacă această colaborare ar trebui să fie una mai fructuoasă? Eu nu vă pot răspunde, fiindcă nu sunt angajată și nu sunt decidentă în CNI. La asemenea întrebare trebuie să vă răspundă factorii decizia a Comisiei. Presupun că s-ar putea face un efort mai mare în acest sens, cel puțin atunci când e vorba de CNI și fisc, spre exemplu, sau, după cum v-am spus mai înainte, atunci când e vorba de încheierea unor acorduri cu instituțiile omologe după hotare pentru a putea acoperi și segmentul averi, adică proprietăți după hotare. Se putea face mai mult. Să sperăm că noua entitate care va fi creată va răspunde așteptărilor, dar vă spun și aici că există foarte multe temeri că în situația în care avem un stat capturat, instituția poate să fie utilizată ca o bâtă politică. Pe final de emisiune vreau să aflu, probabil anticipez o întrebare și din partea telespectatorilor. Cine controlează activitatea CNI-ului? Pentru că deseori se vor invoca faptul că s-a trecut intenționat cu vederea asupra declarației de avere a unui funcționar sau altuia și cum ar putea fi până la urmă demonstrat că este așa sau nu. Eu nu vă pot răspunde la întrebarea cine va controla. Eu sper că această instituție într-un stat democratic nu va fi controlabilă. Ceea ce a fost până acum demonstrează că până acum, într-adevăr, a fost o influență asupra acestei instituții și foarte mare. Instituția, deci, este
captivă din punct de vedere politic. Mesajul dumneavoastră pe final de emisiune, adresat societății civile, reprezentanților media, tuturor celor care ne vizionează. Eu sper că societatea civilă, deci de fapt noi toți facem parte din societatea civilă. Eu vreau să cred că oamenii nu vor fi indiferenți, că atunci când vor cunoaște sau vor presupune că există o eventuală încălcare a legii, avere nejustificată, interese personale, luarea deciziilor în conflict de interese, oamenii numai decât vor reacționa și vor da de știre. Mai mult decât atât, vreau să spun că sunt foarte multe exemple, inclusiv din colaborarea Transparency International cu ONG-urile locale, când în localități au fost create centre sau grupuri de oameni care lucrau voluntar și participau la ședințele, inclusiv a consiliilor locale, la ședințele primăriilor, și dădeau de veste întotdeauna clopoțel, spunând că iată aici sau aici sunt situații de conflicte de interese. De noi depinde foarte mult. Noi putem face schimbarea. Trebuie să fim uniți și să fim insistenți. Doamnă Spinei, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și de a răspunde întrebărilor apărute. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic în emisie. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând!